Care ni s-au tot fluturat pe sub nas, să spunem, în timpul campaniei electorale de anul trecut. Acum banii aceștia sunt pentru reforme și pentru investiții și depind de Planul Național de Redresare și Reziliență. Problema este în felul următor. Autoritățile române, nu doar cele centrale, nici cele locale, nu par să fi înțeles mare lucru din proiectul respectiv, din programul respectiv al Uniunii Europene și au trimis pentru finanțare, cereri pentru finanțare, niște proiecte care n-au nicio legătură cu Planul Național de Reziliență. Vorbesc cu toți politicienii despre asta de mai bine de o jumătate de an, dar o să vedeți, nici măcar nu știu despre ce e vorba. De mai bine de jumătate de an, Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă tema care a ajuns pe buzele celor mai mulți politicieni. Dar semnificația cuvintelor care compun PNRR-ul pare a nu fi clară pentru unii dintre aleșii țării. Ce înseamnă reziliență? Am întrebat mai mulți. Nu pot acum, mă scuzați, că s-am întârziat la ședință. Subiectul acestor zile este PNRR-ul. Planul Național de Redresare și Reziliență. Ce înseamnă reziliență? Am pus întrebarea asta la mai mulți demnitari, nu știau cuvântul ce înseamnă exact. Programul de redresare și reziliență se referă la... Cuvântul reziliență ce înseamnă, dacă știți? Vreau să spun, sensul cuvântului program de redresare și reziliență este acel program făcut cu banii cu 1000 de miliarde de euro pentru ieșitul din pandemie și pentru dezvoltatul altor lucruri. Ce le spuneți oamenilor că înseamnă acest cuvânt? Denumirea programului? Nu, de unde vine? Reziliență, ce înseamnă exact? Păi haideți că dumneavoastră o să vreți să dați oricum doar ce doriți dumneavoastră la televizor. Mi-ați mai întrebat de vreo 4-5 ori. Dacă vreți să discutăm despre program și pilonii programului, putem discuta. La cuvântul sine, ce înseamnă reziliență cuvântul ăsta? Cuvântul reziliență e un cuvânt care are mai multe sensuri. Păi spuneți-ne care sunt acele sensuri. S-au mai încurcat unii colegi. Păi și eu mă încurc. Bună ziua! Vă faceți că vorbiți la telefon. Nu sunt. Ce înseamnă reziliență cuvântul? Pentru că am întrebat mai mulți parlamentari și provoacă dificultăți cuvântul. Probabil că vine de la rezilia și anume faptul că cei de acolo, de la Uniunea Europeană, au considerat că acest plan este total greșit. Termenul reziliență din acronimul PNRR înseamnă capacitatea de a reveni la normalitate după suferirea unui șoc economic, în conformitate cu dicționarul explicativ al limbii române. Am întâlnit însă și parlamentari care și-au făcut temele la limba română, dintre ei unul chiar de la UDMR. Reziliența este capacitatea de a te adapta după ce ai suferit un șoc. E rezistența materialelor cum să revină la forma... Când sunt materialul respectiv este supus unei presiuni în exterior, cum poate să revină la forma originală? Reziliența este un cuvânt cu mai multe înțelesuri, Ioana.